noi în tine. Bucurați-vă dreților întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă. Înțelepciune! Din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, mărire, cinste și pace oricui face binele, mai întâi iudeului, tot așa și elinului, căci Dumnezeu nu caută la fața omului. Câți deci, fără să aibă legea, au păcătuit, fără lege, vor și ei. Iar câți au păcătuit având lege, prin lege vor fi judecați. Fiindcă nu cei ce au legea sunt drepți la Dumnezeu, ci cei ce îndeplinesc legea se vor îndrepta. Când păgânii, cei ce nu au lege, din fire fac ale legii, aceia neavând lege, ei singuri își sunt lor lege. Aceștia arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia cugetului lor și prin cercetarea de sine, care îi și îndinovățește, îi și dezvinovățește. Lucrul acesta se va vedea în ziua când Dumnezeu ne va judeca prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor. Dumnezeule, cei ce mi-ai dat izmândire și Tu mi-ai supus popoare. Amin. Evanghelia împărăției și tămăduirii.